Domnilor, domnișoarelor și domnilor, am plăcerea să vă salut din nou prin intermediul micului ecran și să vă spun bun venit la Brașovul tău. Împreună cu distința mea colegă Irina Palade avem plăcerea și rolul nobil de a duce mai departe ștafeta acestei emisiuni în sezonul estival și evident că ne putem pune întrebarea de ce Brașovul tău. Pentru că fiecare cetate, oraș sau comunitate are rost și își găsește cu adevărat împlinirea atunci când fiecare cetățean al comunității simte că aparține orașului, că aparține cetății. Iar noi, prin emisiunea Brașovul tău, vă urăm să simțiți că aparțineți orașului de la Poalele Tâmpei. Aș vrea să vă mai spun de asemenea că orice comunitate, ca să fie vie, trebuie să funcționeze cu toate motoarele ei la maxim. Și unul dintre motoarele principale ale oricărei comunități este acela economic, acela care ține de presă, de viața socială, care ne leagă și mai ales de comunicarea dintre noi. De aceea ne-am gândit și mai ales pentru faptul că am putea spune oarecum că suntem și la un început de drum, ne-am gândit că cel mai bine este pentru început să ne cunoașteți pe noi, să cunoașteți echipa care produce această emisiune și vă invită în continuare să urmăriți Brașovul tău. De aceea spun acum bun venit invitatului nostru, domnul Ionuț Busuioc, care este proprietarul trustului Mix. Pot să vă spun bine ați venit la dumneavoastră acasă? Ovidiu, te rog, bine ai venit! Bine ai venit! Suntem mulțumesc. O familie, da. Suntem la noi acasă, e un pas important pentru noi, ne prezentăm practic echipa cu care pornim la drum. Da. Aș vrea să te întreb, Ionuț, până să ajungi aici la Mix, în această postură frumoasă, vedeai cu siguranță, nu emisiunea aceasta, programele locale, ai simțit ca om de afaceri sau ca cetățean al acestui oraș că Brașovul îți aparține într-o măsură, că este vorba în viața pe care o trăim și de Brașovul tău? Brașovul tău e o emisiune foarte frumoasă. Am urmărit-o de mult timp. Este o emisiune dedicată comunității. Și astăzi, după ce am reușit să punem la punct echipa, consider că trebuie să transmitem exact comunității noastre tot ceea ce este important. Brașovul tău este pentru mine, pentru tine, pentru colegul de lângă noi, pentru prietenul nostru, pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Asta înseamnă Brașovul tău. Asta îmi doresc să fie această emisiune. Brașovul să aparțină fiecăruia. Aș vrea să te întreb pentru că, nu cum spuneam, suntem la un început de drum. Evident că presa, în general, în România și poate cu atât mai mult presa din provincie, nu e o zonă foarte atractivă. Este un domeniu în care voluntariatul de multe ori este foarte important. Este o muncă care se face înainte de toate cu sufletul. Asta pot să spun din experiența pe care noi, să zic, jurnaliștii o avem. Ce te-a atras pe tine în acest domeniu aparent nerentabil? Hei, aici este o poveste puțin mai lungă, dar o poveste frumoasă. Trustul Mix are aproape imediat 30 de ani. Trustul Mix este un brand. Trustul Mix a adus bucurii în familie, în familiile noastre. Trustul Mix a fost primul trust din Brașov care a reușit să îmbine presa cu emoția, cu tinerețea, cu bucuria, cu tot ce înseamnă comunitate. Am intrat în proiectul ăsta pentru a continua ceea ce există, pentru a putea aduce și eu o pată mai aprinsă de culoare și să pot să păstrez acest brand pentru cât mai mult timp. Este un pas care nu s-a luat așa ușor, a fost o decizie destul de grea, pentru că ai spus bine că
nu este un business chiar rentabil, dar trebuie să ne implicăm să ajutăm comunitatea cu tot ceea ce putem să, și să întoarcem o parte din beneficiile pe care le avem realizate în comunitate înapoi către comunitate. Sunt sigur că prin acest trust vom putea transmite toate informațiile și toate emoțiile care le vom regăsi la o putere amplificată prin toate proiectele pe care le avem în acest trust. Ai făcut referire puțin mai devreme la emisiunea Brașovul tău, pe care o urmăreai cu ani în urmă de acasă, din fotoliu de telespectator, și ai văzut cu siguranță colegii care au activat aici înainte. Mie îmi place foarte mult, în general, dar în presă, în mod special, ideea asta de echipă, de oameni care își transmit ștafeta și duc până la urmă o cauză înainte. În ce măsură sau în ce fel îți propui să continui această activitate a celor care au lucrat înainte aici la Trust? Care ar fi direcțiile pe care vrei să le dai Trustului în perioada următoare? Ovidiu, și tu ești nou în echipă și după cum am avut și discuțiile împreună, ne dorim altceva. Există în echipă oameni cu foarte multă experiență, există oameni pe începuturi, la început de drum, și vrem împreună să dăm nu o nouă lumină, vrem să șlefuim ceea ce există, vrem să strălucească iar ceea ce există, bineînțeles adaptat și actualizat la viața actuală. 1 iunie a fost nu știu dacă ai reușit să participi sau dacă ai văzut, sunt sigur că ai văzut, 1 iunie a fost o mostră de ceea ce vrem să facem. Vrem să ne implicăm activ în comunitate, vrem să ajutăm acolo unde se poate, vrem să fim și noi ajutați acolo unde avem nevoie, să putem să transmitem realitatea lucrurilor și lucrurile care implică, lucrurile care aduc plus valoare comunității. Nu o să ne implicăm în proiecte care nu sunt bune, și nu mă refer la bune ca și calitativ, care nu aduc plus valoare comunității. E clar că asta va fi trendul. Am lăsat ușa deschisă pentru toți colegii care își doresc să se întoarcă. Bineînțeles, au fost și lucruri mai bune și lucruri mai rele, dar întotdeauna am urmărit obiectivul. Obiectivul nostru este clar să fim numărul 1, să rămânem numărul 1 și altceva nu mai pot să zic. Da, există o mare diferență între televiziunea, eu cred că până la urmă în orice proiect sunt lucruri care se pot face, se pot dezvălui de la început, și lucruri care evident nu reprezintă atu celor care desfășoară proiectele respective. Noi invităm telespectatorii să rămână alături de noi pentru ca împreună să ajungeți să constatați dumneavoastră la momentele respective care au fost aceste idei împlinite și aplicate în existența Trustului Mix. Dar voiam să spun altceva, Ionuț. Există o foarte mare diferență între televiziunea națională. Nu mă refer doar în ceea ce privește miza ei, ci mă refer la specificul local pe care o televiziune, cum este Mix TV, trebuie să îl promoveze și să le regăsească. Sigur că România este importantă prin toate valorile pe care le are, dar în cazul unei televiziuni locale vorbim în primul rând de Brașov, nu? Cum spunem, de Brașovul tău, Brașovul nostru, care trebuie să prospere, trebuie să fie un oraș, o comunitate din care noi să facem cu toții parte și în care să ne simțim parte acestui oraș. De aceea aș vrea să te întreb dacă în privința acestui specific local ai idei poate diferite de ceea ce s-a practicat înainte sau de ceea ce până la urmă și
practica în sine îți impune să, sau te orientează spre zona respectivă? Ovidiu, trustul nostru e un trust complex. Și lumea trebuie să știe treaba asta. Noi suntem un trust complex. Pornim de la un site de știri, Brașovul Tău, pornim de la Radio Brașov, Super FM, pornim de la Mix TV, da, cu cele două emisiuni și cu emisiunile de știri. Este un trust complex. Noi vom încerca prin cele trei pârghii presă, scris, mă refer la Brașovul Tău, avem partea de radio și partea de TV, inclusiv partea de online, să le îmbinăm pe toate, astfel încât brașovenii să fie conectați la viața reală a Brașovului. Vom transmite informațiile în timp rapid, în timp real, cum se zice, și vom transforma întrebările în răspunsuri. Asta va fi deviza trustului. Atât prin știrile care se vor da și informațiile care se vor da pe site, cât și completările care se vor duce în emisiunile realizate la radio. Avem două emisiuni de top, Imparțial și cu Cornelia Crevean, și emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu, care invită telespectatorii să le urmărească și pe radio. Sunt două emisiuni care tratează partea administrativă, partea medicală și Oameni la Radio, partea de calitate a oamenilor care stau în spatele unor lucruri bine făcute. Iar apoi la Brașovul Tău, la televizor, avem informația care trebuie să o transformăm în răspunsuri. Aici vom invita oameni care să ne dea răspunsul la întrebările de zi cu zi, să ne ajute să putem să ne integrăm în societate, să putem să avem răspunsul la anumite probleme, să putem să invităm oameni care să se uite în ochii noștri și să transmită exact ceea ce trebuie să facă omul care stă în spatele televizorului pentru a-și rezolva problema, pentru a trăi mai bine și a fi mai vesel. Că, până la urmă, asta înseamnă televiziunea. Distracție. Da. Informație și distracție. Am spus deseori că într-o perioadă, într-o lume în care mijloacele de comunicare au o dezvoltare fără precedent, de multe ori constatăm că oamenii suferă tocmai de lipsă de comunicare. Și în ciuda mijloacelor acestora de socializare, în ciuda tuturor site-urilor care am avut impresia că au fost și că încă mai sunt foarte la modă și au acaparat atenția multora, cred că oamenii realizează din nou că o televiziune are un rol aparte. Chiar dacă un vlogger, de exemplu, sau cineva cine are un site, poate să aibă foarte mulți urmăritori, dar totuși televiziunea are o variantă oficială de punere a problemei, are un punct de vedere autorizat și până la urmă este și un lider de opinie în raport cu comunitatea din care face parte. Bine că ai atins subiectul ăsta, este un subiect foarte important. Trustul și presa vizuală, mă refer la televiziune, audi radio, na, fac câteva greșeli că sunt puțin obosit, au informații din surse sigure. Noi nu ne putem permite luxul de a scrie orice, oricând și sub orice formă. Sunt multe, se știu, sunt multe și în Brașov și numai în Brașov, sunt multe site-uri și pe numite rețele de socializare care sunt informații false, sunt informații fără sursă, informații care denigrează, informații care influențează negativ o gândire a unui om. Noi nu ne putem permite. Pot să asigur că acest trust va avea informațiile corecte la timp și informațiile care au surse verificate și nu vom da către oameni și către telespectatori, către toți oamenii noștri, scuze, către audio, informații care să aibă o influență negativă. Ne dorim informații cât mai pozitive, informații care să stârnească dorința de a fi mai vesel, a trăi mai bine, a fi mai liniștit, a crea mai multe lucruri de genul acesta care să aducă plusvaloare.
Da, spuneam la început că presa și televiziunea, cu atât mai puțin, nu reprezintă în niciun caz, din punct de vedere economic, un domeniu profitabil. Cel puțin ne referim la presa locală. Este un lucru adevărat, dar te-am auzit spunând nu de mult că îți dorești să investești în oameni și că vezi în angajații tăi niște parteneri. Este un punct de vedere pe care l-am întâlnit mai rar în, să zicem, lumea afacerilor din România post-decembristă. Da, acum leadership-ul s-a schimbat. Na, sunt un om de afaceri în Brașov, am aproape 60 de angajați. Trustul reprezintă o parte din afacerile mele, dar noi suntem parteneri. Ideea ta, ideea mea, ideea colegului nostru poate să aducă ceva bun. E clar că trebuie să fie și un lider care are o viziune. Viziunea mea e clară, că îmi doresc un post de un trust comercial, îmi doresc un trust care să fie imparțial în partea politică, un trust care să nu influențeze gândirea telespectatorului sau ascultătorului, să pună pe masă toate informațiile de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, informațiile administrative, toate informațiile culturale, astfel încât oamenii să poată și cei care ne urmăresc, atât pe radio cât și pe TV, să poată să aleagă corect și bine. Că asta își doresc. Noi suntem colegi în primul rând, după aceea suntem pe linie ierarhică în funcție de prioritățile și fișa postului. Și ale momentului, da. Da, de ce mi-a plăcut ideea asta? Pentru că, din păcate, în economia românească de după 1989, nu am remarcat, nu eu, ci oamenii în general, nu au remarcat prețul pus pe omul care lucrează, care contribuie la echipa respectivă. Dar m-aș bucura din suflet dacă ai putea să pui în aplicare aceste idei și, într-adevăr, să vedem că în 30 de ani am învățat și noi ceva. Să vedem că, într-adevăr, lucrurile se schimbă și că, până la urmă, în orice situație contează factorul uman. Da. Pot să dau exemple. De când am preluat trustul, sunt câteva luni, nu? Eu nu cred că am intervenit în creația colegilor noștri, atât pe radio cât și pe TV. Doar am spus că ei sunt cei mai importanți, mesajul pe care îl transmit și cred că libertatea pe care le-am conferit-o, bineînțeles, cu alături de partea financiară stabilă, au reușit să facă emisiuni deosebite. Sunt emisiuni realizate de ei, concepția lor, sunt emisiuni relaxante. Eu cred că nu trebuie acum să influențăm dacă sunt oameni profesioniști, ceea ce trebuie să facă. Trebuie să fie ei și ei trebuie să dea cei mai buni. Și trustul, bineînțeles, fiind o echipă, va avea cei mai buni colegi. Da, așa cum spuneam la început, acum este un adevăr incontestabil că, până la urmă, trustul Mix TV a fost și a făcut istorie în Brașov. Cum spuneai, imediat se pot vorbi de 30 de ani de presă în Brașov, de televiziune în orașul de la Poalele Tâmpei, ceea ce eu cred că nu este puțin lucru. Dar aș vrea să întreb altceva, pentru că orașul în care trăim, nu, dacă nu trebuie să uităm nici o clipă, plecăm de la ideea Brașovului tău, al meu, al telespectatorilor. Din păcate, orașul nostru de la Poalele Tâmpei a căpătat, mai ales în perioada comunistă, de tristă amintire, dar poate și undeva înainte a avut ideea asta de oraș industrial, de oraș comercial. Și acum poate s-au mai schimbat lucrurile puțin în ultimele trei decenii, dar totuși, cum crezi sau ce crezi că ar trebui făcut, nu numai prin intermediul presei, dar poate și la nivel de urbe, ce ar trebui făcut pentru ca Brașovul să aibă și un rol important
turistic. Ăsta aproape că îl are. Dar și un rol cultural pe care nu îl are dacă ne raportăm la nivelul actual al Brașovului față de Cluj, față de Sibiu sau Timișoara. Ovidiu, acum mi-arunci mingea mai sus decât fileul. Noi nu putem să spunem că Brașovul este mai prejos sau mai presus sau poate să ajungă sau poate... Brașovul are farmecul lui. Ca și trustul are farmecul lui. Putem să spunem însă că datorită perindării mulțimilor de oameni din mai multe zone, nu are o cultură proprie. Da? Fiind un oraș vamă, nu are o cultură proprie. Și că a fost industrializat, da. Dar la noi viața culturală a fost, cum ai spus, una comunistă. Nu avem viață de noapte, e clar că nu avem viață de noapte, nu avem viață de zi, dar sunt sigur că acum prin ceea ce vom face noi, în ce ne vom plica noi trustul, vom reuși să fim prezenți și să transmitem ceea ce chiar se face. Poate nici n-au fost, stau și mă gândesc, uite, am fost la opera, am fost la teatru, am fost la filarmonică, am fost la muzeu, am fost la noaptea muzeelor, am fost cam tot ce înseamnă cultural. Nu cred că avem promotori. Cred că ne lipsește treaba asta. Și atunci trebuie să găsim emisiunile culturale, să găsim oamenii care să ne promoveze, să găsim informațiile importante, că suntem cel mai vizitat oraș, da? Avem cei mai mulți vizitatori din România, dar poate că suntem un oraș de tranzit. Vine lumea, stă un pic, turistul vine, stă un pic și pleacă. Noi trebuie să-i prindem cu mai multe evenimente culturale. Din păcate, evenimentele noastre culturale sunt dedicate pe segmente. Nu sunt evenimente culturale destinate tuturor brașovenilor, tuturor turiștilor. Trebuie găsite anumite festivaluri sau anumite evenimente culturale care să atragă și turiști, cum sunt și în alte orașe. Bineînțeles că normal că la Cluj se duce lumea când sunt 260.000 de studenți sau ceva de genul. La noi e greu, nu? Să facem un eveniment de genul ăsta. Trebuie să investim mai mult în universitate, trebuie să investim mai mult în teatre, în cinematografe, în toate lucrurile acestea care să se aducă. Plus că trebuie să facem evenimente culturale săptămânale, informate. Dar spune că nu există promotori. Sunt de acord. Dar din realitatea ultimelor vremuri, nu cred că sunt nici bine vândute aceste evenimente. Câte sunt? Da, nu sunt bine vândute. Pe cine să le vândă? Corect. Cine să le vândă dacă suntem... De exemplu, organizăm un eveniment la... Dăm un exemplu, Teatru Dramatic. Dacă este un eveniment care este circuit, da, are informații, are publicitate, are tot ce trebuie. Dacă este un eveniment local, da. Dacă n-am fi noi, cine să-i promoveze? Online nu există, din vorbă în vorbă nu se duce, există un circuit închis de oameni care se duc la teatru tot mereu și atât. Dar mai există un aspect al acestei teme și anume acela că, da, am auzit de foarte multe ori spunându-se în ultimii ani că Brașov, nu, orașul în care nu se întâmplă nimic. Păi la Brașov n-ai ce să faci. Dar eu aș vrea să fac un apel celor care spun treaba asta. Să se gândească că până la urmă, viața Brașovului, noi o facem. Noi cu toții, fiecare în locul în care se află, contribuie mai mult sau mai puțin la un Brașov efervescent, la un Brașov plin de viață sau la un Brașov apatic și anost, în funcție de starea pe care o are fiecare locuitor al lui. Corect. Corect. Asta a spus că avem nevoie și noi de ajutor. Cum să ne implicăm în evenimente dacă nu suntem chemați? Corect. Nu? Evenimentul de 1 iunie a fost chemați. Noi nu putem să ne implicăm în evenimente în care nu suntem chemați. Nu? Să ne invită. Să ne invite și ne implicăm. Să aibă un proiect clar și ne vom implica. Trebuie să ajutăm. Dar trebuie să ajutăm pe proiecte clare. Proiecte care se dedică brașovenilor, proiecte care implică copii, părinți, bunici, care să rămână în amintire.
Asta înseamnă comunitate. Da, există, nu spun nici din păcate, nici din fericire, dar există o interdependență certă între toate aspectele vieții sociale, culturale și așa mai departe. Adică, vedem că, de exemplu, după evenimentele din ultimul timp, da? Poate că până acum câteva vreme părea puțin deșert să vorbești despre pace. Și iată că printr-o anumită răsturnare a lucrurilor, acum ne dăm seama cât este de importantă pacea în prosperitatea economică, în bunul mers al economiei. Cât de importantă este, de exemplu, pacea în într-o viață liniștită și, cum spuneam, o viață de noapte, cu evenimente care să atragă și locuitorii și turiștii. Și atunci eu mă gândesc, pentru că am poate această deprindere, să mă gândesc la rolul pe care îl are televiziunea de a crea punți de legătură între oameni și între toate aceste domenii diferite ale vieții economice și sociale. Și eu, de exemplu, asta doresc și mixului oricărei televiziuni până la urmă și în mod special, nu, de la televiziunea la care noastră. Activez de la televiziunea noastră, să creeze aceste punți de legătură. Cred că este cea mai mare izbândă cu care se poate lăuda o televiziune, mai ales una locală, unde distanțele sunt mai mici. Aici este mult mai ușor ca un caz semnalat și promovat la o televiziune locală să-și găsească foarte repede răspuns, ecou în rândul telespectatorilor care îl urmăresc și care nu de puține ori de-a lungul timpului au intervenit și au avut reacții foarte bune, punctuale în foarte multe situații. Așa cum a spus, cine ne va primi, privi la televizor, va vedea un rezultat, va vedea un răspuns, va vedea o rezolvare, va vedea o șansă de a trece anumite etape, astfel încât să poată să-și rezolve toate problemele. Avem nevoie și noi. Și noi avem nevoie de ajutor. Și noi avem nevoie, noi practic amplificăm ceea ce există în comunitatea noastră. Nu avem cum să creăm noi. Noi putem să ajutăm, putem să investim, putem să creăm doar dacă avem un rezultat al muncii colective. Și atunci știm exact ce avem nevoie. Avem nevoie de un festival, avem nevoie de un concert, avem nevoie de, nu știu, o seară culturală. Putem să facem și aceste lucruri. Dar trebuie să avem cui și să și vină. Că oamenii poate nu vor să vină. Exact. Deci este de ce nu vor să vină? Nu? Da. Trebuie să fie o zi liberă și să fie o seară a muzeelor ca să iasă toată lumea la muzeu? De ce? Suntem atât de săraci încât nu putem să plătim un bilet la muzeu? Ca să vedem că totuși acolo există ceva foarte interesant de văzut. Corect. Da? Suntem atât de săraci? Nu suntem săraci. Dar poate atunci avem o zi liberă și în care există un eveniment cu comunitatea noastră, care ne poate uni. Sunt sigur că, nu știu dacă merită, sau de fapt nu sunt sigur, cred că nu merită să stai la colzi infernale seara ca să vezi 5-6 muzee când într-o duminică la pas treci în 5-6 muzee și nu stai la coadă. Dar eu cred că aici este și o chestiune care ține de mentalitate și de obișnuința omului, de educația pe care o are. Haideți să ne amintim, dând timpul înapoi câteva decenii, că pe vremuri școlile duceau în mod organizat copiii de mici la muzeu, la teatru, în vizită la diferite instituții și copilul trebuia educat și format de mic. El trebuia să conștientizeze și să-și formeze mentalitățile care mai târziu aveau să-i fie benefice și lui și comunității din care face parte. Corect. Din păcate treaba asta nu prea mai există acum. Nu știu de ce nu există. Poate și din cauza sistemului. Nu mai avem atâtea libertăți. Toată lumea crede că școala nu mai investește foarte mult în copii. Nu știu ce să cred. Nu știu. Pot să spun că ar fi bine să fie iar așa. Ar fi bine să iasă copiii
împreună, să râdă, să mănânce o înghețată, să bea un suc, să se mai ghiontească. Ar fi bine să fie iar astea. Pentru că, dacă urmărim acum, toți copiii, în mare parte, stau pe tot felul de canale de socializare, învață lucruri din spatele calculatorului sau telefonului, dar nu le trăiesc în viața reală. Și în viața reală nu știu cum să se comporte. Da. Da, sunt vulgari, sunt, acum a apărut bullying-ul care și pe vremea noastră era, dar nu era un bully colectiv. Acum dacă râde unul, râd toți. Înainte râdea unul și atât. Ceilalți îl luau paralel la celălalt. Deci sunt niște lucruri care le vom trăi cu odată copiii noștri și nu vom ști cum să reacționăm. Deci școala tot ea, școala, biserica, societatea, tot ele trebuie să corecteze deviația de comportament. Altfel nu vom putea. Da, corect. De ce cred că este la Brașov loc foarte mult pentru a ne exprima și pentru a deveni un lider de opinie? Pentru că trebuie să ne gândim, dacă e să ne comparăm și să facem o analiză la nivel național, Clujul are o televiziune care se vede în toată țara. Zalăul, care este un oraș incomparabil mai mic și mai puțin important decât Brașovul, are 3 televiziuni care se văd în toată țara. Deci, exact ce spuneam, până la urmă, depinde și de oamenii care trăiesc acolo și care vor să facă ca orașul, ca Brașovul tău, să nu fie doar al nostru, să fie și al turiștilor, să fie al tuturor românilor. Corect. Corect. De aceea avem nevoie de comunitate ca să putem să aducem trustul și numai trustul nostru. Toate televiziunile din Brașov, toate radiourile din Brașov locale să poată să transmită ceea ce există cu realitate, ceea ce există în realitate și ce se întâmplă în realitate. Vom face câteva din septembrie vom avea câteva proiecte în care vom implica forța de muncă, în care vom implica educația, în care vom implica turismul, proiecte care vor fi legate de trust. Și atunci cred și pot să și vreau să fac o punte între ascultător, telespectator, oameni care ne urmăresc trustul și parteneri. Înseamnă școli, IMM-uri, cultură, să facem punți astfel încât să poată să regăsească. Și stânga și dreapta are nevoie. Există cerere și ofertă și noi să putem să, prin ceea ce vom promova la televizor, prin ceea ce vom promova la radio, prin ceea ce vom promova pe canalul nostru de internet, să putem să aducem informația de la oameni către partenerii noștri și de la partenerii noștri către oameni. Este foarte important să facem o comuniune la noi în Brașov prin trust. Asta îmi doresc și acolo vom ajunge începând din septembrie. Dacă reușim împreună cu ambele părți, pentru că avem nevoie și de comunitatea de oameni, avem nevoie și de comunitatea de cultură, IMM-uri, toate aceste părți care au nevoie de oameni. Știu din interior că există un proiect cu Școala 8. Poți să spui sau să divulgi ceva despre el acum? Da, este Heroes, în care suntem, de fapt sunt promotorul acestui proiect. Este dedicat copiilor cu autism. Vom crea un laborator senzorial. Mă voi implica extraordinar de mult ca acest proiect să fie realizat. Este foarte important pentru copiii cu autism să le oferim viața de care au nevoie. Din păcate, sistemul școlar, și nu este o critică adusă sistemului școlar, Doamne ferește, nu sunt pregătiți profesorii, nu au pregătirea, ci nu știu dacă au avut necesitate atât de mare decât în perioada actuală, adică poate exista și în trecut, nu știu, asta există o statistică, presupun. Dar trebuie să-i ajutăm să ajungă, să cunoască viața frumoasă, să simtă viața frumoasă, să le oferim acea șansă în viața noastră de egalitate. Este foarte important și de asta vreau să mă implic și să sperăm că vom câștiga. Da, să câștige ideea de parteneriat, cum îți spuneam, mie îmi place foarte mult ideea asta și în general oamenii la noi în România în acești 30 de ani de capitalism stângaci așa și chinuit
N-au învățat că, sau poate ar fi timpul să învățăm cu toții acum, că în viață nu contează numai în plan material ceea ce câștigi și ceea ce pierzi, ci contează foarte mult ideea asta de parteneriat și, cum ziceam, chiar și de voluntariat, pe care noi nu am avut-o în mentalitatea noastră. Ideea de a fi partener într-un proiect nu înseamnă neapărat să câștigi doar bani. Poți să câștigi ceva în plan moral sau să câștigi ceva pentru comunitatea ta, și asta poate că de multe ori face mai mult decât un câștig efectiv material. O să povestesc de ultimul proiect care l-am făcut, sau de fapt primul proiect al nostru ca trust, cel de la 1 iunie. Noi nu am investit în baloane, noi nu am investit în tricouri, noi nu am investit în bannere, noi am investit într-un parteneriat, bineînțeles cu Poșta Română, că e practic, el este cel care lucrează cot la cot cu noi, că și Poșta Română transmite și noi transmitem. Da, corect, într-adevăr. Suntem parteneri, nu m-am gândit la varianta asta. Așa. Dar noi am transmis emoție. Am luat-o de la noi, le-am dat-o copiilor, copiii au amplificat-o și ne-au dat înapoi. Părinților am dat 2000 de baloane. Balonul nu valorează nimic. Dar bucuria de a primi unul valorează foarte mult. Genul ăsta de proiecte le căutăm în comunitate, genul ăsta de implicare în societate, în comunitatea brașoveană le căutăm, genul în care vom investi și parte financiară, că nu este ușor să ajungi să poți să faci aceste lucruri emoționante fără parte financiară, dar măcar dacă investim sau nu măcar, așa trebuie să fie, să aducem ceva ce nu obții în mod zilnic, gratuit. Că este un lucru gratuit. Un lucru gratuit oferit copiilor, un lucru gratuit oferit problemelor cu copiilor cu probleme de autism, un lucru gratuit oferit copiilor care au nevoie de afecțiune, care au nevoie de bucurie. Rare ori vom putea să facem treaba asta. Să avem 2000 de copii la ora 18 în Brașov și să sară în sus de bucurie și să aplaude și cu părinți alăturați și să dea drumul la baloane, la 1000 de baloane în aer. Este ceva deosebit. Asta trebuie să facem. Da, deci, într-adevăr, de multe ori nu doar câștigul material contează, ci și da, cel poate măsurat cu alte unități. Aș vrea să te întreb, pentru că mai avem doar, iată, vreo două minuțele, dar cred că în ultima vreme, cel puțin în societatea românească, a existat o criză a sistemului nostru de valori și foarte multe idei contradictorii în această privință. Modelele noastre nu au mai fost cele care au fost până acum 30 de ani. Poate uneori televiziunile naționale au promovat chiar false modele. Dar stau și mă gândesc că dacă e să discutăm de un sistem de valori, undeva la baza acestuia stă poate ceea ce caracterizează această zonă a Europei, și anume creștinismul. Și dacă e să vorbim de asta, mă gândesc, Papa Ioan Paul al II-lea spunea în urmă cu câțiva ani un lucru care mie mi s-a părut interesant, și anume, din perspectiva dânsului, a investit presa cu o nouă formă de evangelizare a lumii. În ce măsură crezi că acest lucru, dacă ar fi posibil de făcut, ar fi și eficient? Partea asta religioasă, eu sunt mai tânăr așa, să zic, partea asta religioasă implică mai multă emoție și nu tot mereu lumea vede biserica public, în sistemul public. Noi putem să spunem că trustul, prin emisiunile pe care le avem, atât la radio cât și la televizor, putem să spunem că vom aduce în valorile. Din păcate, valorile în Brașov, și nu numai în Brașov, se ascunde partea asta de televiziune, pentru că există sentimentul acela de a nu fi văzut. Dom'le, lasă, că oricum nu e bine. Am făcut la radio acest lucru. Poate vrei să fii auzit. Nu trebuie să fii văzut, poate vrei să fii auzit. Sunt oameni care, da, care au curaj să spună mai multe lucruri la radio. Avem două emisiuni, da, puternice și completate de televiziune, care aduc oamenii de valoare din Brașov. De ce avem nevoie de oameni de valoare? Ne lipsesc
etaloanele. Corect, modelele. Pentru copiii noștri ne lipsesc etaloanele. Imparțial înseamnă să fii imparțial, să tratezi subiectele corect, să învățăm pe copiii noștri că există și bine și rău și întotdeauna mergi înainte. Și oameni de oameni la radio înseamnă oameni care au curajul să spună cuvintelor, să spună ascultătorilor cu cuvinte clare cum au reușit, cum au făcut, că au trăit greu, că au trăit bine, dar rezultatul este că astăzi stă vertical și poate să spună acest lucru. Are curajul să spună acest lucru. La televizor, la fel. E mai greu la televizor, că lumea nu are curaj, are emoții, are trac și eu m-am bălbuit, mulțumesc, îmi cer scuze. Da. Da? Pentru că oamenii nu mai au curaj să spună. A intervenit acel bullying care copiii o au în școală. Există bullying. Ah, păi ăla nu era îmbrăcat bine. Ăla nu știe să scrie, ăla se bâlbâie. Ăla este un... Na, nu mai putem să zicem alte cuvinte. Stricăm frumusețea acestei emisiuni. Dar rezultatele pe care le avem prin munca noastră se vor vedea. Și la noi intrus și la oamenii care au fost în emisiunile noastre. Că atunci, după emisiuni, vom vedea un feedback și sper să avem un feedback corect de la telespectatorii noștri și ascultătorii noștri, astfel încât să putem să-i mai invităm, să aibă și ei curaj să vină. De ce ar veni un om de valoare la radio și la TV să ne spună cum a reușit? Eu cred că cea mai bună idee cu care s-ar cuveni să și încheiem această emisiune este că invităm pe telespectatori, în cazul nostru, și pe ascultători, în cazul celor de la radio, să rămână alături de Trustul Mix pentru ca împreună să constatați în perioada imediat următoare de ce merită să fiți alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru această disponibilitate de a da din casă, cum se spune, iar telespectatorilor care ne-au urmărit, toate cele bune și pe curând!